Principalul port din Dubai a izbucnit în flăcări. Incendiul a avut loc aseară la scurt timp după o explozie violentă. Incendiul ar fi izbucnit într-un container aflat pe o navă ancorată în portul Cebel Ali. La fața locului s-a deplasat de urgență o brigadă de pompieri. Explozia ar fi fost urmată de o undă de șoc, care s-a resimțit în clădirea din apropierea portului. Din fericire, nu există nicio victimă, anunță oficialii Emiratului. Nu se pot stabili clar daunele cauzate de explozie. Jebel Ali ocupă locul nou în clasamentul celor mai mari porturi din lume. Totodată acesta este cel mai mare și aglomerat port din Orientul Mijlociu.